Salutare, prieteni! Suntem din nou la Cronicar după ureche, iar invitatul meu de astăzi este actorul și managerul de teatru, George Ivașcu. Salut, George! Mulțumesc că ai venit! Eu mulțumesc de invitație și mă bucur să ne revedem. Aș vrea să începem discuția noastră cu cel mai recent proiect al tău și unul de foarte mare succes, cu rolul din Clanul. Și o povesti mai mult despre asta, dar în primul rând aș vrea să te întreb. Cum crezi că ar fi impactat acest rol cariera ta, nu de actor, ci extra politică sau din alte zone, presupunând că ai fi vrut să o mai continui, deși înțeleg că acum vrei să te dedici actoriei până la capăt, dar dacă ar fi fost momentul Clanul înainte de a fi propus ministru al culturii? Nu știu dacă aș mai fi fost propus ministru, dar ideea este că, până la urmă, noi avem o profesie. În momentul în care, sigur, poți să spui că, iată, sunt miniștri care și-au dat alte profesii, gen, sunt juriștii și așa mai departe, sunt profesori între ei. E adevărat că noi avem o profesie bizară pentru. Și pentru cei care vor să facă administrație. Adică, până la urmă, actoria înseamnă a intra în pielea personajului, cum se spune, Și indiferent că o e, plajă largă de da, personaje. indiferent că e vorba de Hamlet sau iată că e vorba acum de un român neaș, cum e Pelicanul, și pe care îl întâlnim adeseori pe stradă. Da, și așa, altminteri, ca actor n-ai nicio problemă. Un actor poate să-ți facă orice rol, nu se miră nimeni. Da. Dar când te gândești, pe urmă, la o altă poziție care nu mai are legătură cu lumea asta, Corect. sună un pic ciudat. Deci tu cumva ți-ai asumat că s-ar putea să ai această problemă în viitor. E adevărat, mai ales că, până la urmă, atunci când ești pus într-o poziție de reprezentare a unei instituții, reprezinți instituția. Deci mai presus de orice, de asta eu în perioada cât am făcut administrație, chiar și în perioada de directorat, am jucat foarte puțin. Mi-am continuat profesia ca pedagog, am predat continuu, dar nu. Pentru că nu poți, acum lăsând la o parte orice altă glumă, nu poți atunci când ești într-o poziție de decizie, care e decizii în numele unor oameni, a unor instituții, să confunzi planurile. Una e una, alta e alta. Și atunci trebuie să îmbraci tot un rol, e și el, trebuie să îmbraci atunci haina. Haina autorității și a celui care până la urmă e decidentul. Și fiind decident, automat nu trebuie să interfereze alt tip de obligații. Da, și nici de Și percepții, nici măcar pentru de că percepție publică, chiar dacă evident. tu ai putea fi foarte bine în ambele roluri, e Da. vorba și de cum ești Despre perceput asta de. este vorba, da, nu. Mai ales că până la urmă e bine să te dedici unui singur lucru și atunci să-l faci cu toate abnegația, nu să împarți lucrurile într-un fel sau altul. Da, e genul ăsta de rol. Ca să parafrazăm vorba unui cunoscut om de televiziune, ceva care îți umple tot timpul? Adică când ai un astfel de proiect, merge făcut în paralel și cu altele sau e consumator de timp intens? Se poate face, dar eu nu sunt stilul. Eu sunt omul care atunci când intru într-un proiect, indiferent care ar fi el, mă dedic lui și, cum spuneam Adina, încerc să nu interfereze alte lucruri pentru a avea gândul limpede și a fi pur și simplu în situație. E cum e la noi în profesie, zic așa, când joci rolul, când ești în spectacol, nu te mai duci și mai dai și un telefon, mai rezolvi și alte lucruri între timp, mai vorbești cu administratorul de bloc, cu întreținerea. Nu. Una e una, alta e alta. Pentru alea 2 ore de spectacol, trebuie să fii exclusiv acolo. Așa, în extenso, și așa procedez eu. Nu pot, nu să nu mă concentrez pe mai multe lucruri, dar prefer să mă dedic cât mai mult, cât mai spre 100% acelui proiect, indiferent cum s-a numit. Ok, revenind la rolul ăsta, există o situație un pic ciudată, cel puțin poate părea prin în afară, inclusiv cum ai ajuns tu
să deții, să intri în acest proiect, practic ai participat la un casting la care tu dădeai castingul cu un fost elev de-al tău, adică în fața unui fost elev de-al tău. Da, asta e una din lucrurile foarte nostime și bucurătoare pentru mine ca și profesor. Iată, anul acesta se fac 30 de ani de când predau, deci au trecut foarte multe generații prin fața mea, nu neapărat generațiile mele de foști studenți, acum actualmente profesioniști în toată regula, regizori, iată, actori, scenariști, dar și cei care i-am văzut la admitere, chiar a fost în comisiile, în comisiile de admitere, în comisiile de licență, în comisiile normale de examen. Și este foarte interesant pentru că știi că îl înveți ceva, iată acum în cazul ăsta Anghel Damian, care este și scenarist și regizor și Și foarte tânăr. Și el și foarte tânăr. Și țin minte că l-aveam student la master, el deja era format și era un partener de lucru foarte bun. Și a zis, dar ce frumos e acum să-ți spun, George, aici vezi că e puțin mult. Înseamnă că ți-ai făcut treaba bine. Adică, până la urmă zici, ok. Și am deplină încredere că principiile puse atunci la bază, că restul, spun totdeauna studenților, după ce izbândesc în profesie, este meritul lor exclusiv. Dar eu am datoria acelui... cum e când te învață cineva să mergi pe bicicletă? Acelui ținut de șa de la început. După care mersul pe bicicletă îi aparține. Și e frumos, adică m-am simțit emoționat de acest schimb de experiență. Adică eu acum actorul mai hârșit, mai una, mai alta și bine, el cu prospețime, cu știința bună a celui care a și scris scenariu și știe exact ce cere ca actor, asta e minunat. Lucru care mi se întâmplă în această echipă, mai e și Denis Hanganu, sunt foarte mulți. Ți-a fost tu deși, Denis? Da, la master. Da, măcar el e tot actor, adică e personaj ca și tine, nu e regizorul. Da, e adevărat. Nu e șeful. E adevărat. Iar castingul ăsta a fost foarte interesant și surprinzător pentru mine. Propunerea a fost al lui Bugnar și al lui Anghel Damian, așa brusc, stăteam de vorbă și eu nici nu știam scenariul. Și a zis, cred că George Pelicanu. Așa s-a născut. După care am dat evident castingul, pentru că e normal, producătorii trebuie să decidă corespunzi. Dar foarte interesant e că eu, ei știind că eu sunt un actor de compoziție. Adică nu-mi place să... Acum sunt eu, vorbesc eu. Dar întotdeauna caut ca în toate personajele mele să existe cât mai mult din ce și-a dorit autorul. Mai mult decât că mă sui, învăț textul și spun ce lucruri. Încerc să-mi asum cât mai mult din cerințele autorului și nu în ultimul rând al regizorului. Dovadă că ei m-au și văzut în roluri de compoziție diverse, ăsta fiind un rol de compoziție pentru mine, pentru că e un agramat, e unul care are o logică perfectă, e descurcărețul perfect, dar e în logica lui acolo, nu... Eu chiar vreau să întreb asta, cum se construiește personajul? Evident, replicile sunt scrise și înțeleg că se respectă cu destul de multă strictețe, dar în afară de replici, tot restul, mimica, gesturile, privirile, astea sunt compoziția ta sau mai vin inputuri și de la regizor? Vin inputuri și de la regizor. În primul rând că ei, și acum mă uitam că începem sezonul 3 și îmi învăț textul în acest moment ca să mă duc pregătit la filmări, ei îți dau și niște indicații foarte speciale. Se agită, rămâne perplex, adică sunt didascaliile acelea care sunt foarte bine punctate și evident că sunt tot felul de soluții. Iar revin la Anghel, când în primul episod din sezonul 1, când plâng eu în fața lui Tătuțu și spun că am fost un prost, el atât a venit la mine cu o discreție extraordinară și vine și spune la ureche, eu dacă aș fi Pelicanul, mi-aș da palme în cap de proști ce sunt. Am preluat-o și așa a și rămas, pentru că într-adevăr face parte din arsenalul, să zicem, de mișcări, de expresie, de gândire al personajului. Și ușor, ușor, lucrând la fiecare episod, încep să te deprinzi cu un fel de a fi. Nu, dar mă gândesc că la un moment dat, cel puțin la început, poate să apară, nu știu, în mod spontan, o chestie, o mimică, un gest care să convină foarte mult și să spună, ăsta trebuie păstrat, să-l ține minte. Exact așa s-a și întâmplat, pentru că fiecare
din cei care facem parte din distribuția principală și tot apărăm. Dau un exemplu, la un moment dat, nu știu, am zâmbit ce foarte mișto trecerea asta de la zâmbet la atenționare. Și atunci a devenit un soi de balans între pericol și canalie. Și ușor, ușor aceste elemente devin definitorii pentru persoană. Și sigur că da, s-a întâmplat, mai ales că ei uitându-se pe monitor și având posibilitatea să verifice, apoi chiar ei își fac montajul la episodul pe care îl filmează regizorii, aleg lucrurile alea care simt și după aceea devin definitorii pentru personaj. Da, e un urc în progres până la urmă și fiind vorba de un serial. Da, e o diferență substanțială față de turnarea filmelor, să spunem? Adică treaba merge mai repede sau tot așa, cu nu știu câte duble la fiecare scenă, stăm merge, sau ne grăbim un pic? Merge un pic mai repede pentru că totuși... E volumul mai mare. Da, serialul ăsta are 13 episoade a câte 2 ore, deci teoretic un episod are lungimea unui, și durata unui film artistic. Dar sezonul e gata înainte să înceapă difuzarea, nu? Da, dovadă că noi începem acum filmările și deja s-a fixat press day-ul pe 23 august, unde se presupune că cel mult mai rămân niște lucruri de filmat, ca probabil în septembrie să și fie difuzat. Iar eu nu știu dacă greșesc, te rog să mă corectezi. Primul sezon a fost ceva, un soi de licență, sau nu știu cum să spun, un scenariu care a fost doar adaptat aici. Da. Și înțelesesem că din sezonul al doilea urma ca scenariul să fie scris exclusiv de scenariștii noștri. Da. E așa? Da, sezonul 1 sigur că a avut licența după filmul turcesc, dar și acolo erau modificate. Evident, câteva trebuie lucruri, trebuie adaptate. Nostru. Și într-adevăr, la cum se desfășoară acum și eu citesc primele episoadele și învăț primele episoade din sezonul 3, da, e mult diferit de rețeta originală, să zic. Chiar a devenit o rețetă atât de personală încât pot să spun că la ora asta se difuzează Clanul și în Bulgaria. Pentru că a fost preluată de televiziunea din Bulgaria. Adică serialul nostru. Serialul nostru. Nu varianta. Nu varianta turcească. Păi nu văd de ce n-ar sta în picioare. Că până la urmă ce doar. Da. Academie de poliție ori avea și ei, da, și da, în rest da. Lucrurile sunt cam la fel. Dar crezi, mă rog, fără a da niciun fel de spoiler, că nu e bine să facem așa ceva, crezi că scenariul, sau cum decurge el, că acum noi nu știm, tu știi în sezonul 3, noi nu știm, are potențial să meargă așa multe sezoane sau se întrevede o finalitate la un moment dat? La acest moment nu se întrevede o finalitate, pentru că personajele se dezvoltă, se duc în niște zone greu de bănuit. Tocmai de-aia sezonul 3, asta pot să o spun totuși fără a vorbi nimic despre, e mult mai dinamic, în sensul că urmărim mai multe, dispar mai mulți oameni, adică se întâmplă foarte multe evenimente, foarte, foarte concentrat. Dacă în sezonul 1 era normal să-i lași un timp ca oamenii să se obișnuiască cu cine e, la care sunt lucrurile, în sezonul 2 deja lucrurile au devenit mult mai în acțiune, pentru că știi cine e, care, cum e, una alta. Iar în 3 e așa, e chiar polisia, are tipul ăla de ritm și de urmări și de și răsturnă de situații foarte neașteptate. Apar actori noi întotdeauna. Importanți. Întotdeauna apar, iar nu spun, dar... Nu mă refer la roluri episodice, dacă apar așa, pur și simplu, personaje noi. Apar, cel puțin în eșalonul de ceea ce se numește supporting role, roluri secundare, apar, întotdeauna. Apar. Ok, rămâne să vedem. Înțeleg că ăsta este un proiect... Până la Clan ai mai făcut vreun proiect de televiziune, un serial, ceva? Am mai făcut serial, era un serial de comedie cu Screle, cu marile actrițe, Tamara Buciuceanu, Draga Olteanu, Matei, Stella Popescu și așa mai departe. Și unde s-a făcut? La Național TV. S-a tot dat un serial, vorbesc de lungime. În rest, eu am avut șansa, aș putea spune, mai mult a filmelor artistice. Am fost destul de selectiv în ceea ce privește genul de apariție de TV, pentru că având o audiență
importantă, riscul este să-ți pună niște ștampile care după aceea e greu să le mai... Știu, mie mi-a povestat Andreea Grămoșteanu chiar aici, că ea după ce a fost la Mondeniu, care a fost un proiect de televiziune super reușit și așa, a avut mari probleme în zona filmului, tu vii de la televiziune. Da. Da, despre asta e vorba și cum cariera unui actor înseamnă maraton și nu sprint, căci până la urmă oricât de lung ar fi durata unui serial, el este finit. Bine, cândva, mai avem și tânări și neliniștiri care ieși la pensie, adică din facultate intri sau el și ieși la pensie. Sau cum era Dallas-ul. Nu, că ăla n-a fost așa lung. Sau mi s-a părut mie că... Nu, mi s-a părut tuturor. Dar tânări și neliniștiri are, nu știu, 12.000 de episoade. Eu ceva... Da, mi-ar plăcea ca și Clarul și să... Zici să ieși la pensie de aici? Ți-ar plăcea? Nu neapărat, dar oricum, la cum văd că este perceput de public, mă întâlnesc cu oameni, salut, povestesc, mă sună prieteni și ce se mai întâmplă sau și după aceea, adică sunt foarte interesat. Oferă o vizibilitate foarte mare și... Da, da. E adevărat. Da. Da, uite, rămânând tot în zona filmelor, l-am avut invitat pe Gavril Pătru, care ne-a povestit despre unica lui experiență cu filmul, un film în care a jucat și tu, Terente, regele poeților. Și mi-a povestit o chestie care, mă rog, mie mi s-a părut halucinată. El era foarte tânăr și aia se turna pe stil vechi, să spun așa. Deci era toată gașca în delta, așa, oamenii stăteau la șprițuri seara până târziu, a doua zi dimineață nu prea aveau chef de filmat, mai mergeam în regizorti și ce eu eram, aveam 20 de ani, habar n-aveam ce să fac acolo, mă uitam și eu în stânga, în dreapta, actorii importanți, ei știau că aveau experiență, mă, știau ce să fac, eu nu știam, fac bine, nu fac bine. Și voiam să te întreb, experiența ta cum a fost? Experiența mea a fost onorantă, de ce? Eu eram... spionul, cum a și fost de alminteri, rus, care îl corupeam împreună cu Gheorghe Dinică, care era avocatul și îl manipula pe Terente. Și asta a fost o relație foarte frumoasă între mine și domnul Dinică, pentru că noi îl manipulam și îl conjuram. Tu ești regele bălților, doar tu poți să faci. Și așa mai departe. Iar pentru mine cea mai tandră, să-i zic așa, întâlnire a fost pentru prima și singura dată cu domnul Ilarion Ciobanu, care era bodyguardul meu. El era mare așa. Și la un moment dat aveam noi, și este o secvență foarte frumoasă, foarte bine realizată, că el se prindea că sunt spion rus și atunci zicea, ok, pe atunci hai să facem ruleta rusească. Și eram între noi doi cu asta și evident că muream eu, dar a fost o experiență foarte frumoasă, pentru că de la Nenea Claris, se spunea, așa se spunea domnul Ilarion Ciobanu când te accepta, că el era foarte mofuz așa, și, dar când te accepta, îi spuneai Nenea Claris. Da, nu știu de unde venea Claris, din păcate n-am întrebat, dar așa se spunea. Și el, țin minte că și eu eram destul de tânăr atunci, puțin mai vârstnic decât Gavril, dar tânăr. Și țin minte că aveam noi un traveling, trebuia să ne urmărească și trebuia să mergem și să, totuși să ținem tot timpul camera cu noi, să stăm în cameră. Și țin minte că de la Nenea Claris zice, puștiu, ține camera aici, ca să o vezi tot timpul, tu, să fii în dialog, dar să vezi cum vine și camera. Erau meseriași, într-adevăr. Și a fost o onoare, iar domnul Blair era unul dintre regizorii cultivați și de o blândețe și care iubea foarte mult actorul. El ce spunea, zice, domnule, eu, pentru mine a face un film e ca și cum aș avea un proces pe care îl expun public. Și atunci singurul care mi-a apără cauza este actorul. Deci eu investesc foarte mult în actor pentru că este avocatul meu. El îmi pledează pentru mine și iese bine sau rău. Foarte frumos. Într-adevăr, era o echipă sudată pentru că domnul Blair și-a adunat în jurul lui actori, în afară de cei tineri care intrau, să zicem, în zona de preocupare a domnului Blair, erau actorii cu care el tot făcuse marile lui filme. Vorbim de, în primul rând, domnul Dinică, pe care îl adora, Ilarion Ciobanu și așa mai departe. Și atunci a fost un mix foarte frumos între experiență
și tinerețe. Eu le înțeleg că era speriat, pentru că într-adevăr te uitai stânga-dreapta și erau numai actoria cu care noi crescuzem. Eram singurul tânăr acolo, adică foarte tânăr. Da. Asta cam așa e. Și eu eram mai matur, așa mai, dar nu eram chiar tânăr. Și oamenii stau toată noaptea la șpriț, la asta era o veselie, așa, toți știau ce au de făcut. Pentru era ceva foarte natural, și eu eram fiul ploii acolo. Da, mai ales că, repet, era o chimie foarte interesantă între domnul Blair și toți actorii cu care el deja lucrase. Deci ei îl înțelegeau foarte repede, știau ce vrea. Se înțelegeau din privire, aveau background împreună. Da, au avut succese mari împreună. Care a fost cel mai important rol de film al tău? Din punctul tău personal de vedere, nu ca succes la public sau mai știu eu, notorietate. Greu de spus, pentru că întotdeauna fiecare rol pentru mine a fost un pariu. Eu sunt, îmi spuneau chiar și el, mă certau studenții, că ce, am văzut un profesor secvența aia, excepțional. Unde bă era excepțional? Zic eu. Sunteți dumneavoastră perfecționist. Și eu totdeauna mă uit cu un ochi critic, pentru că știu că se putea mai mult sau... că sunt acolo, dar nu mai lipsește ceva. Cel mai important, nu știu, pentru mine a fost în primul rând în zona mea de maturitate artistică, a fost tot timpul onoarea de a mă întâlni cu mari actori. Și mi-a făcut acum 3 zile o surpriză și mi-am amintit de chestia asta. Un student al meu zice, domn profesor, am găsit asta pe YouTube. Și mi-a trimis Ultima haltă în paradis, făcută cu Florin Piersic, seniorul, cu Florin Piersic și cu mine, în regia lui Alexandru Tocilescu, cu Florina Cercelu, alte zile, dar noi eram... Și ăla a fost un pariu foarte important, pentru că îl știam pe Florin Piersic, nu jucasem cu el, dar era totuși... Tu erai coleg de generație cu juniorul. Da, noi sunt chiar bleat. Da. Și a fost un rol important, adică acolo țin minte că am tras mult de mine să-i fac față lui Florin. Tot așa mult vorbea și atunci? Da. Întotdeauna, pentru că e un om foarte generos. Și îi place să împărtășească, să bucure de întâlniri. Tot timpul spune, ne mai vedem, da? E un om care... Cred că de-aia a și fost atât de mult de iubit, atât de public, pentru că el iubește imens de mult publicul. Și cu oricine se întâlnește, indiferent că e din profesie sau... e atât de deschis să vorbească cu oamenii, să le spună glume, să-i facă să simtă bine. Și ăla a fost un moment foarte frumos, că acum Florin a scos o carte... Și mi-a trimis-o cu dedicație și exact asta și spune despre frumoasa noastră întâlnire din Ultima haltă din paradis. Așa au mai fost multe. Acum o să încep. În ce an a fost asta? Sau? În 2001. Deci acum ceva 20. Și... Da. Și au mai fost, nu știu, poate și întâlnire cum a fost, zicem, în Modigliani, când am lucrat pentru o oră cu Andy Garcia și cu actorii care sunt de Hollywood. Poate, repet, mai important decât rolul pentru mine sunt întâlnirile, șansa de a mă întâlni cu... niște actori mari sau cu un scenariu important sau cu un regizor important, mi se pare mai pentru mine mai benefic, că întotdeauna simt că am ceva de învățat. E vreun regizor din ăștia mari pe care îi știe toată lumea cu care tu ca actor ți-ai fi dorit să ai ocazia să lucrezi vreodată? Nu, niciodată. E un paradox. Niciodată nu mi-am propus să joc un anumit rol, tocmai ca să nu rămân cu tristețea. Da, bă, n-am jucat eu Hamlet niciodată. Ce păcat că n-am fost eu Romeo. Așa și aici, întotdeauna sunt deschis către întâlnirile cu oricine, indiferent că e mare sau că e un tânăr debutant. Că mi s-a întâmplat să joc și la tineri. Știu, dar asta nu contrazice ce spun eu. La modul, domne. Păi mi-aș plăcut să joc într-un film al lui Tarantino. Nu știu, la un exemplu. În felul ăsta. Nu știu, mi-ar fi plăcut să joc la Scorsese. Dau un exemplu. Așa, ca exemplu. Dar...
Nu-mi propun pentru că mi-e frică tot timpul să-mi fiu dezamăgit. Bă, ce păcat că nu, uite, a dat casting și nici nu m-a chemat. Nu zic că n-am luat, nu m-a chemat. Ok, mă las deschis. Așa am fost dintotdeauna. Da, asta e cu siguranță. Da, uite, apropo de mari întâlniri, că sărim un pic de la ecran și de la scenă, la cariera ta didactică, pedagogică, ai fost timp de mai mulți ani asistentul lui Dem Rădulescu, despre care sunt circulă legende, așa cum că în ciuda aparenței sale date de roluri din care știa publicul, era un mare profesor. Da. Și asta vreau să zic, cum l-ai perceput pe el în această calitate? În primul rând că eu toată viața am spus îi mulțumesc pentru faptul că eu mic de statură, un puști oarecare cu complexul ce o să fac eu, nu prea aveam curaj să mă... Așa, să mă mișc cum simțeam eu. N-aveai zvâc. Nu, zvâc aveam, dar n-aveam curaj. Eram foarte prudent să nu greșesc. Mi-era frică. Și țin minte că odată la curs, nu știu în ce m-am enervat, eu fiind o natură temperamentală, și am zis, doamne, profesor, nu se poate, aia. Și brusc îl văd cum se uita la mine, așa înțelept, era, avea o geacă albă, țin minte, acum avea deja părul alb, parcă era așa un Moș Crăciun. Și ușor, eu mi-am dat seama, aoleu, mamă, e prof în față, ce fac? Și zic, scuzați-mă, și ce bravo, Gică, ăsta ești tu, dă din mâini. M-a încurajat, adică fii tu. El avea niște expresii foarte simple, dar atât de bine punctate, încât mulți din mari actori pe care îi vedem, și nu vreau să nomenez pe ceva ca să nu uit să zică cineva, da, de mine n-ai zis, au fost produsul domnului profesor Dem Rădulescu. Iar după aceea am avut privilegiu pentru că s-a creat între noi o relație foarte specială să fiu și asistentul domnului. La asta mă referam. Și atunci, odată că el era plin de umor, dar după zodie era fecioară. Era de o meticulozitate ieșită din comun. Adică dacă el spunea obiectul ăsta trebuie să stea aici, aici stătea. În primul rând nu întârzia niciodată. Dar niciodată. Indiferent că avea, să zicem, o filmare, dacă spunea ora 3, ora 3 era. El de obicei venea și mai devreme. În al doilea rând își apăra foarte tare studenții. Oricine zicea, bă, l-am văzut pe altul, unde dragă, ce a făcut, ce, adică tot timpul își apărea studenții, era de, mari actori sunt foarte generoși, pentru că ei știu cine sunt, știu ce pot, știu ce recunoaștere public au și atunci au generozitatea de a investi în altcineva decât în propria persoană, pentru că nu mai au nevoie, știu cine sunt. Și atunci el era între actorii care dădea foarte mult studenților, foarte mult, și era foarte preocupat. Ultimul examen la care a participat, era bolnăvior și totuși a venit la examen, atâta îi permitea sănătatea în momentul ăla și nici nu vrea să afle lumea. Știind că a venit, s-a așezat într-un colț și transpira continuu de emoțiile studenților. Avea emoții pentru ei. Era... Da, el cum era în particular așa? Adică era genul ăsta mai, cum spunem noi, mai cu caterincă, cu glume, cu să spună bancuri? Adică mai degrabă Florin Piersic era genul ăsta, deși el aparent a avut o imagine și de om serios, iar Dem Rădulescu, care era bibanul, așa? Era un imens actor de comedie, n-am spus-o eu, țin minte că repeteam la domnul Ciulei, și i-am zis că trebuie să ajung la cursuri, la domn profesor, zice, Bibanu nu e actor de comedie. Bibanu este o instituție de comedie. A zis-o domnul Ciulei. Și mă țin minte că m-am dus la școală, ne-am întâlnit pe culoare ca să intrăm la clasă și zic, domn profesor, știți ce a zis domnul Ciulei despre dumneavoastră? S-a, un pic așa s-a... Că nu știa. Da, ce a zis, dragă Liviu? A zis că nu sunt actor de comedie și mă întâlneam să-mi zic că s-a întristat. A zis că sunteți o instituție. Oh, da, sigur, Liviu, totdeauna. Adică era un om care se emoționa foarte tare, avea paradoxal, am avut prilejul să intru într-un fel în
în casa lui, într-o zonă mai personală unde ceilalți nu aveau acces, și el era un, repet, un om trist și foarte riguros. Dar se hrănea foarte mult din bucuria celorlalți. Foarte mult. Tot timpul venea cu ceva ca să-i facă să râdă. Asta era antrenamentul lui zilnic. Dar el, în profunzimea lui, era un om deosebit de serios și foarte, foarte profesionist. Uite, am găsit undeva într-un interviu mai vechi de al tău, spuneai așa, la actorul de calitate nimic nu e minciună sau truc. Cum adică? Teatrul e o convenție. Noi știm că nu venim în Danemarca ca să-l vedem pe Hamlet. Noi știm că venim la într-o sală de spectacol unde s-a montat un spectacol după Shakespeare, Hamlet, cu, să zicem, George Ivaș cu un rol. Deci noi știm exact, într-o convenție. Ca să îl aduci pe om să intre în convenția respectivă, tu trebuie să îți însușești cât mai mult din problemele, adevărurile, sentimentele mai ales. Pentru că ce este arta actorului? Arta de a te emoționa în mod public. Și atunci problema în Hamlet nu e să spui vorbele corect sau să crezi că publicul e atât de naiv încât el nu știe că e la teatru. Știe tot timpul că e la teatru. Dar cum îl faci să intre în convenția? Prin adevărul tău intim, prin adevărul tău personal, prin te iubescul tău, care nu este doar o replică, ci este un sentiment, în primul rând. Și asta, la nivelul sentimentelor, nu poți minți nici măcar copiii. Că te simt copiii, că poate nu cunosc ei limbajul, nu au atâta subtilitate, experiență, dar ei simt că ceva, când îi spui, hai vină încoace, el simte că e un pericol, sau hai vină încoa, el simte că e un pericol. Pentru că e vorba de onestitatea cu care te prezinți în fața probabil publicului. Probabil nu știe să spună ce nu e în regulă, dar da, simte că... Simte. Și cam așa e și publicul. El simte unde este un neadevăr, unde e o minciună, unde este egocentrist actorul și se place el pe sine, cum a spus replicile alea acum. Și atunci arta actorului, actorii e o profesie, clar, respect regulile, convenția, lumină, cortină, tot ce trebuie, dar arta actorului este această capacitate de a trăi intens emoții în fața celorlalți, în mod public. Și de asta cred că actorii mari care sunt apreciați de public, actorii aia sunt în primul rând, cum spuneam cândva, acum de curând, este omul actor, adică el vine și se împărtășește în fața publicului, e adevărat, cu vorbele lui Shakespeare, dar a fi sau a nu fi e undeva o poveste acolo, o mărturisire a lui. Nu este doar o întrebare, a fi sau nu fi? Asta e întrebarea. Să mor, să dor, nimic mai mult. Ok, aici e o artă a interpretării, dar nu e artă a emoționării, a te emoționa. Și cred că de asta spun că cu cât ești mai asumat în acele probleme, mai adevărat, mai sincer, în primul rând cu tine, cu atâta te apropii de ceea ce probabil publicul așteaptă. Da, uite, apropo de așteptările publicului sau de reacțiile publicului, am văzut situații și știu inclusiv din interior, m-a povestit Mihai Mălaimare un episod în care el a fost protagonist, când el ca actor foarte la începutul carierei, într-un rol mic și neînsemnat, a furat niște aplauze de la public într-un mod neașteptat. A făcut un giumbușluc, ceva ce nu era prevăzut și așa, sala a izbucnit în aplauze, în râsete, așa, și a marșat pe chestia aia, ieșind destul de vizibil din tiparul sau din făgașul creat de regizor. Lucrurile astea sunt acceptabile sau nu? Dacă ele vin din situație. Adică dacă în situația îți poți permite improvizația, dar eu cred că definiția cea mai apropiată, sau în care eu personal cred, este cea dată de către Octavian Cotescu despre improvizație. El spunea, improvizația este spontaneitatea elaborată sau elaborarea spontaneității. Și atunci, când zic elaborare, deci dacă tu ca actor rămâi în situația respectivă și există un lucru
care poate fi la fel de viu, dar porni din cadrul situației, e în regulă. E în regulă. Și sunt actorii, nu știu, și cum e Horaciu, iată, domnul Mălai Mare, care a făcut foarte mult genul de comedia de la artă, un gen foarte special și rarisim, care presupune și acest tip de... Aia e regula. Aia e regula, dar și acolo regulile sunt destul de fixe. Adică există canavaua, dar trebuie tot timpul ca la schi să iei porțile. Nu, dar uite, ne imaginăm o situație pur ipotetică, da? Deci în Hamlet, în scena groparului, când spune el a fi sau a nu fi, da, e groparul în planul 2 care începe să caște așa. Și evident, gestul poate să stârnească ilaritate. Și taie importanța... Nu. Asta e împotriva situației, din punctul meu de vedere. Și există o expresie în teatru, se numește a zgâria dulapul. Adică acțiunea principală e aici. Sigur că tu, neavând nimica de făcut, poți să faci orice, să faci la cameră așa. Dar nu e ok. Adică dacă noi știm că acum... suntem într-un film și ai tu replică și e prin planul și acțiunea respectivă se duce mai departe și eu încep să mă strâng la cameră, sigur că poate să existe public care zice cum se strâmbă Ivașcu la cameră. Da, și îi placă să aplaude. Da, dar riscăm să stricăm exact esența filmului. Pentru că dacă povestea e condusă de tine, tu ești locomotiva în acel moment, trebuie să ai generozitatea să înțelegi, bun, aici sprijin. Nu tai. Și asta am învățat-o, culmea, iată că revenim, de la Dem Rădulescu, care exact asta spuneam. Dom'le, paharul era aici, nu era pus întâmplător. Și întotdeauna avea acest reflex foarte ordonat și disciplinat al profesiei. Nu venea niciodată cu textul neînvățat, venea tot timpul la timp. Ca să-și poate permite improvizația. Dar improvizația era făcută în situația respectivă, nu ce-mi vine mie astăzi. Nu e ok din punctul meu de vedere. Și cred că am citat totuși din doi... mari actori de comedie, că am citat din Dem Rădulescu și iată din Octavian Cotescu, care erau de o rigoare extraordinară, profesional. Și uite, o altă afirmație care mi s-a părut interesantă, a ta, este, cred că are dintr-un interviu de acum 10 ani. Și vreau să te întreb dacă îți mai menții această idee. Spuneai așa, dacă ceva face rău teatrului, ăsta este experimentul. Spectatorul nu vine la teatru ca să cumpere frustrările unui artist. E adevărat, eu poate am scos din context, poate era mai largă ideea. Da, îți menții acest punct de vedere? Da. Eu cred că misiunea teatrului este, în primul rând, aceea de a-l face pe om ca în ziua, în orele, din cele 365 de zile în care optează, zic, bă, ok, eu am... 364 de zile am același tip de rutină. La ora 8 servici, aia. Mi se întâmplă același lucru. Și la un moment dat zic, ok, vreau să mă duc la teatru. De ce mă duc la teatru? E prima întrebare la care trebuie să ne răspundem fiecare din noi. Că e actor, regizor, director de teatru. Pentru că omul are nevoie să evadeze într-un alt tip de realitate. Într-un alt tip de poveste. Și atunci, eu cred că inovația, noul, își are rostul în teatru, că nu poți să mai faci teatru ca în 1950, nu știe nimeni treaba asta. Dar cred că teatru trebuie să-și urmărească în primul rând scopul de a povesti publicului ce a vrut autorul, să zicem Shakespeare, că tot cităm din el. În primul rând, povestește-mi Romeo și Julieta. Că Romeo și Julieta se poate întâmpla azi. Asta e în regulă. Dar nu experimentul de dragul experimentului, pentru că publicul nu vine ca tu să îți experimentezi tu niște lucruri care în mod normal nu ți le-ai rezolvat în primul rând cu tine. De ce să le rezolvi cu publicul? Adică, până la urmă, el ce vin are? Că a fost bea drăguț, a venit la teatru, adică tu de ce? Zici, te-am prins, acum te calc pe bere, gata, acum. Nu cred în chestia asta. Eu cred că relația public-actor trebuie să fie o relație de prietenie. Nu una de încrâncenare a cuiva care vrea să-mi demonstreze mie ceva. Și pe banii mei. Îmi cer scuze. Adică pe banii mei a plătitorului, mă refer. Nu sunt de acord. În continuare nu sunt de acord, chiar dacă poate părea desuet.
mie îmi place la teatru ca în prietenie așa, adică eu îți spun o poveste, tu zici, bă, îmi pare rău că ți s-a întâmplat treaba asta, să zicem că ai jucat Hamlet, sau îți împărtășesc o poveste care e simpatică, bă, e foarte mișto chestia aia, iată o comedie, adică eu cred că trebuie să fie mult mai de la om la om așa. Și uite, apropo de asta, aduc în discuție un spectacol care, în momentul când te-a pus să-l faci, se presupune că, nu se presupune, ești obligat să respecti niște condiții foarte stricte, deci o licențiere foarte strictă a drepturilor de autor, opera de trei parale. Da. Care, înțeleg că ție ți-a plăcut foarte mult, pentru da. Că te regăsesc în distribuția spectacolului pus de Lucian Giurchisu din 96, da. Dar și ca regizor a unei variante 4 ani mai târziu la operetă. Da. Da. De la domnul Giurchescu, apropo de, mi-a dat Mechișiș. Da, adică rolul principal, nu? Da. De la dânsul am învățat, apropo de să respecti, iarăși, regula. Brecht vorbește despre distanțare. Și de la el am învățat ceva foarte interesant, pentru că el era un specialist în Brecht. El spunea, dom'le, la Brecht joci normal, realist, joci cum joci în orice spectacol dramatic, deci fără probleme. Numai că songul, că sunt songurile, și asta și-a dorit foarte tare Brecht, songurile sunt, cum le zicem noi în teatru, monologele interioare, adică ce gândește personajul. Numai că el gândește cântat. Și dau exemplu, scena între Mechișiș și Jenny Speluncă. Că îi spun, wow, ce mă bucur să te văd! Și eu zic, ăsta e dialogul. După care îi se întorc și încep să cânte. Pe vremuri iubeam, da. Și împărtășește, de fapt, ce gândește despre ea. E arată publicului printr-o melodie care înseamnă un sentiment, că orice melodie are îți transmite un sentiment, îți arată ce simte, ce gândește despre, după care iar revine la dialogul normal. Adică este o ieșire din convenție, convenția teatrală cu care publicul e obișnuit. Ce faci? Ce mă bucur, Radu? Da, și tu, George, pa, pa. Când l-am cunoscut pe Radu, da. Și împărtășesc publicului, de fapt, ce simt eu pentru tine, ce cred eu despre tine. Aici e frumos, aici, da, e o rigoare, pentru că anumite regii să strici exact esența acelui tip de spectacol brechtian, în care Mechișiș, bisentorul ce se întâmplă, după care se împărtășește publicului. Acest lucru învățat de către mine, de la domnul Giurchescu, am zis, băi, e timpul să le spun și o chestie asta studenților. Și în felul ăsta am ales un text pe care îl cunoșteam și am făcut o chestiune care le-a plăcut foarte tare și am avut un succes, nu eu, ei au avut un spectacol, au avut un succes imens, încât a fost invitat până și în China să-l jucăm. Pentru că eu am făcut ceva și în cadrul sistemului de educație se permite să modifice anumite lucruri, pentru că se presupune că e studiu. Și atunci muzica nu era neapărat cea care o ascultă ei, rap-ul sau un alt, era o muzică mult mai apropiată lor. Și atunci ei s-au simțit foarte bine, studenții de atunci, în această ipostază, pentru că au învățat ce înseamnă să joci teatru, pam, 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 o relație normală, și după aceea să te împărtășești prin cântec, prin song. Și oricum, în afară de tema centrală care îți rămâne în cap și cred că o știe absolut orice, da. Chiar dacă nu face legătura, în rest, songurile sunt cumva de secolul trecut, adică nu prea seamănă cu ce se cântă în ziua de azi. E adevărat, dar acum ține foarte mult și de opțiunea regizorală, dacă vrea să redea în integralitate așa cum a gândit-o Brecht, sau pur și simplu să adapteze unui alt stil, să zicem, mai apropiat de cel contemporan. Păi da, dar nu știu dacă îți dau drepturile. Eu știu de la domnul Frunză, mi-a spus că a pus recent, adică recent, acum un an a pus la Oradea spectacolul și a zis că au avut mari probleme, că ea insistă să ai band care să cânte live, adică nu acceptă înregistrări. Asta e adevărat. Dar este, aici este, aș putea spune, una din puținele excepții. Adică nu, adică e o excepție, scuze. Nu e o regulă, nu e o regulă. Dar la musicaluri, de obicei, cam asta e obligat. Adică dacă acum montezi Fantoma de la operă... Cum ar fi să-i schimbi muzica? N-ai cum.
Adică, într-un fel, e un obligo care nu ține neapărat de cerința cuiva, ci de atmosfera. Adică, Fantoma de la Operă, n-ai cum să faci celebra arie pe rep, că ok, nu, nu, nu mai e Fantoma, dar montează altceva. Okay. Bă, poți, dar asta nu înseamnă că e ok. Nu, se poate, dar nu e ok, că strici exact esența muzicalului respectiv. Și atunci, da, partiturile sunt ca în opera, adică nu poți să schimbi acum Vincero, făcând puțin așa și cu câteva elemente de nai din Ciocârlia, mai bagi câte ceva, n-ai cum. Dacă vrei, cântă Ciocârlia, dar nu cânta Vincero. Da, faci una de la nouă, de la capăt. Uite, un alt spectacol despre care vreau să te întreb este unul în care a avut o dublă calitate. Și de actor ai jucat în el și de manager al teatrului în care se întâmpla, Îngeri în America. Da. Și care este un spectacol despre care am vorbit chiar la acest podcast și cu Victorian Frunză și cu Geo Costin, care au fost direct implicați. Și este cumva trecut, dacă nu la eșecuri, nu e pe lista marilor succese ale trupei lui Victor Ioan Frunză. Și acum vreau să te întreb pe tine, din perspectiva ta, pentru că el a fost o provocare și artistică, deci pentru regizor, pentru actori, dar și pentru teatru, că el practic s-a jucat în două zile consecutive, da. Ceea ce era o noutate, era foarte lung. Da. El nu a fost un eșec. El a fost... Sau poate a venit prea devreme. Eu zic că a venit prea devreme. Pentru că tematica din Îngeri în America e un pic pentru publicul nostru, puțin mai tradițional, e un pic cam așa de ochiat, ca să nu zic, adică e bizar ce se întâmplă acolo. Deci publicul tradițional a acceptat, poate cu dificultate, că există această problemă atât de specifică la momentul ăla în America. Doi, ce a încercat Victor Ioan Frunză să facă acolo mi s-a părut un act de mare curaj al unui regizor. Adică el a încercat să nu ciuntească ideea dramaturgului. Neșansa e că dramaturgia e atât de bine scrisă încât atunci când a fost făcut film, că el a fost inițial făcut film, îți poate permite să-l împarți în episoade. Și atunci ai răbdare să vezi săptămâna viitoare altceva sau oricum ești în confortul tău acasă. A fost o miniserie. Da, o miniserie. La teatru, da, e complicat să joci în două zile. Păi oamenii nici nu înțelegeau exact care-i treaba. Adică trebuie să vină și azi și mâine. Da, deci un pic... Și oricum era foarte lung, 7 ore de spectacol, da. Total, adică erau două părți, dar amândouă de peste 3 ore. Așa este. Dar eu cred că a fost un act de cultură, în sensul că s-a încercat de către Victor și echipa lui, din care am făcut și eu parte, s-a încercat în primul rând o relație onestă cu dramaturgia, cu povestea. Adică nu, hai să nu... Victor n-a încercat să fie mai deștept decât autorul, ci pur și simplu a încercat să livreze publicului ce și-a dorit autorul. În general face. Eu știu că face asta și din punctul de vedere e de apreciat demersul lui, pentru că are un respect față de povestea autorului. Adică apropo de ce spuneam de povești... E foarte selectiv în așa alege, da. Textele, dacă nu îl alege, îl respectă, da. Nu... Da. Și asta mi se pare un act de cultură. Nu știu, dar eu mă gândesc că dacă piesa asta ar fi fost montată, nu știu, 6 ani mai târziu, când deja la Metropolis se crease acel public special, era în epoca sold out, când era, da. Ce joacă Metropolis? Păi uite, sold out. Exact. Nici nu vedeai numele așa. Eu cred că atunci ar fi avut alt impact. Și eu cred. Și îți dau dreptate 100%. Și eu cred că a fost puțin făcut înaintea vremurilor. Da, și așa este. După ce Metropolis a câștigat notorietatea, e deja brand Metropolis, da, și-ar fi făcut loc un spectacol de un alt tip de căutare decât cele pe care le întâlnea adesea. Cred că da. Da, și era
poate locul cel mai potrivit pentru așa ceva, pentru că avea un public antrenat, da. Avea o sală nu foarte mare, deci nu spune problema să umpli sala mare de la Național, așa, deci acolo ar fi trebuit să se întâmple. Dar, vezi, asta este și, pe de o parte, și frumusețea, dar și tristețea teatrului în sine. Spectacolele trec și nu mai revin. Pentru că acum, presupunând că tu te întoarce directorul la Metropoli și Victor Ioan Frunză ar veni să pună, cu siguranță n-ar fi la fel ca acela. Nu, din păcate, și o spun cu tristețe, domnul Beligan a spus foarte clar despre arta spectacolului ceva foarte... Noi suntem ca niște sculptori în zăpadă. Gata, s-a dus. Dacă a venit alt anotimp, nu-și mai are rost. Ok. Îți mulțumesc foarte mult, George. Ne oprim aici. Am găsit un final chiar foarte, foarte inspirat. Sper să mai avem ocazia să mai vorbim. Succes în sezonul 3 din Clanul. Suntem cu ochii pe tine, te urmărim. Doamnelor și domnilor, până ne revedem data viitoare, țineți minte că viața fără teatru e ca împărțirea la zero. Fără sens.